Guess who's back? Gamer She, adică dă-mi un G, dă-mi un A, dă-mi un M, dă-mi un E, dă-mi un R, dă-mi un Și, dă-mi 2 de I și am făcut Gamer She! În engleză, Gamer. Că am văzut că bagă ăștia la concerte, ai văzut când face și anunță DJ-ul. Gamer She! Da, introducerea cum ar veni. Bă, omul e rulat, a fost la concerte, a rupt. Ne-am întors. Eu nu mă înțeleg cu el de fiecare dată. Zic, bă, bă, mai stai, bă, în potolin. Rufrat, Electric Castle, Antoldu, Mantoldu, Never Seal-ul, Evertain-ul, toate festivalurile acolo sunt. Dacă nu e loc de mine să arunci un drog. Ce faci? Bă, e prima oară când ne vedem pe anul ăsta, mă. Da, mă, salut. Ți-a plecat și vița. Da, stați, guess is back, because... E prima oară când ne vedem anul ăsta. Te rog. Da, frate, noroc, sănătate. Băi, să fim sănătoși. Și numai bine. 2021 senzațional să aveți, asta este. Ar fi mișto ăsta să fie al doilea episod de Gamer și de anul ăsta, să pară lumea că suntem atât de rupți în gură încât da, n-am mai fost, mă, cu Gamer și ălălaltul când au filmat pe ce să faci, mă, cu ei dacă vorba aia. Da, am avut COVID și Iată ce s-a întâmplat. În 2 săptămâni mi-a crescut părul foarte tare. Cu animalul pe tine? Da, pe ăsta l-am lăsat, dar să vezi ce tufă. A trebuit să fac mașina de tufă. Mega subtil, frate, nu știu dacă știi, ați înțeles despre ce vorbea. Da. Ia zi, mă, ce mi-ai făcut? Bă, bine, uite, am primit PS... Pe asta vreau să zic, mă, dacă stai cu animalul... O, altceva, tată. Noroc, îmi pun căciura. Giordano Bruno. M-am îmbrăcat galben cu galben. Bravo. Giordano Bruno ai zis? Da, Giordano Bruno, nu știu asta cum ar veni, e un fel de... Nu știu cine. Cine e Giordano Bruno? Nu știu cine e Giordano Bruno, eu am și vorba aia cu să moară... Cum îl cheamă pe ăla? Gibilan? Nu Gibilan. Cum îi zic eu? Să moară Franco Nero. Și după aia am realizat că Franco Nero e un actor și chiar îmi plăcea de el în tinerețe. Da, probabil. Se juca cu piedone. Nu știi filmele alea cu piedone? Era piedone. Da, și pe Franco Nero, mi-aduc aminte, dar de ăsta nu știu de... Deci e la modul după să moară Franco Nero și Franco Nero, mai mult de atât nu pot să fac nimic, frate. Sunt aici de câțiva ani. Lăsați-mă dreacă, tot mă omorând. E nebunul ăla, e unul în România, de tot zice, în fine. Știi că personajul Phil din Modern Family, nu știu dacă urmărit, e ateu, eu nu cred în Dumnezeu și de fiecare dată când se uimește zice "Oh, Sfinte Beyonce" sau dă un nume de ăsta, Sfinte Marta Harry. Da. Da, bun, a fost și emisiunea asta. Vă mulțumim și dați subscribe, dacă puteți, da, share și toate alea. Vă mulțumim foarte mult. Asta a fost. Hai să vorbim. Băi, prima oară când ne întâlnim anul ăsta m-am întâlnit și eu cu PS-ul pentru prima oară acasă la mine. Și a fost o călătorie cel puțin interesantă. Iar acum, în episodul ăsta de Gamer, și te vei întâlni prima oară cu PS5. Băi, da, pentru că niște unii... În fine, nu vreau să... Am făcut eu niște dezavantaje. Eu PS4, băiatul din stânga, PS5, că aia a dat bani. Nu, să nu vă gândiți acum că e vreo diferență între noi. Nu e pe pile, bă. Și stai să explic telespectatorului. Dragă telespectator, că noi suntem... Gianni și Bobiță sunt la fel, dacă stai să o iei așa în seria. Nu e diferență acolo. Dar PlayStation-ul a venit în România, PS5-ul, în ordine alfabetică. Bravo, mă. Bobonete Diță. Am mai luat unii între mine și tine, au fost unii cu cât de-au luat. Nu e, mă, dar pe mine e bine, mă, cum am început. E bine cu PS4 Pro, acum mi-am dat seama. Între B și D mai era un C, de-aia a luat Căluțul. Eu și Căluțul am luat. Ai luat și tu, Căluțule? Păi eu că el am făcut... Ce bandiți, bă, share, bă, frate, sunt conjurat de share, bă. Bă, sunt animale, mă! Dar oricum când am plecat și am stins camerele aici, am plecat pe furiș și ne-am despărțit la Unirii, fără să știi la nimeni. Și ca să nu ne prindă, eu l-am luat pe-a lui, el pe-a noi și ne-am întâlnit la aviatorilor de l-am schimbat înapoi. N-avea cum să ne prindă, mă, tu înțelegi? Da, și am stat cu el ascuns în pod. Vorbeam Căruțul fiecare zi, cum e al tău? E bine pus acolo, nu știe nimeni. Tot alb. Da. Dar știi că panourile sunt detașabile, poți să faci orice culoare. Nu cred, frate, bă. Da, vorbeam foarte codat. Da, cred. Niceam panourile detașabile. Băi, eu să mulțumim și cu PS4 Pro. Na. Pentru că am de gând să iau PS5, oricum. Dar o să-l iau și eu când o să... Asta e, dacă n-am avut noroc în viață. Nu, că se găsește, acum se găsește pe piață și poți să le iei, dar... Nu se găsește, mă. Că am acolo, dau din când în când search. Da, nu se găsește. Ai terminat acum. O să-l iau când o să fie. Eu sunt ok și PS4 Pro. Ți-ai zis, mă, nemernicule, că trebuia să îl dăm lui, că era al lui. Nu, mă, nu, de ce? Ăla lui Căluțul era al tău, dar... Na. Am bătat, am luat-o pe bere, pe nu știu ce, am prietenit cu Căluțul. Și ce s-a mai întâmplat? Am pus muzică. Că sigur s-a mai întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nici când aveam prezervative. Și Căluțul e genul. Bă, astăzi, cu toate că începutul ăsta e unul destul de amuzant. Da, mă, că din cauza că ne-am întâlnit și noi pe anul ăsta, pentru prima oară, prima oară, adică vă rog frumos să ne iertați dacă debităm și aberăm pe lângă subiect. Da, na, e prima oară. Da, și acum vom vorbi de un joc. Un joc, da. Cum am ajuns să iau jocul ăsta, mă? Sunt curios cum ai ajuns să îl... și cum mi l-ai dat mie de Crăciun când am venit să-ți văd casa, copiii. Da, mă, da. Am luat jocul ăsta. Ideea că am intrat în această colaborare cu PS4, acasă la mine, și mi-am zis că poți folosi într-adevăr cu toată familia și am căutat jocuri în direcția asta. Și am zis, cum fac eu să vină și Ralu, ca nevastă mea, lângă. Că e greu să convingi pe cineva care nu e jucător, na, nu a jucat, sau are genul ăsta de feedback în spate. N-am, eu niciodată n-am jucat. Și am zis, bă, fii atent că am jucat. Știam că oamenii ăștia, cum se numesc? Oameni. Nu, 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 ăștia care au făcut jocul, stai puțin. Tot oameni sunt și ei, doar nu i-au făcut Android după joc. Acum câțiva ani, când eu n-aveam PS4, Quantic Dream, au făcut ăsta, Second Life. Nu e tot al lor? Dar tot David Cage mi se pare că a scris. Nu e Second Life-ul tot al lor? Beyond Two Souls, așa, dar nu, da, bravo, nu bravo. Tot David Cage a lucrat la el, nu tot ăsta l-a făcut? Că povestea e David Cage, e fratele lui Nicolas Cage. Bravo. Nu, nu căutați, nu mai dați share, nu mai căutați acolo. Deci eu Wikipedia, de bate așa e, la mod de zis, că nu sunt mulți Cage în America. Băi, bun, deci povestea acum mi-am dat seama. Povestea începe cu mulți ani în urmă, când eu mă uitam pe YouTube la gameplay, la niște băieți. Vorbim de jocul Detroit: Become Human. Ajungem și la el acum. Și am întâlnit asta, Beyond Two Souls. Și am zis, bă, ce tare e jocul ăsta, frate, când vrei să te relaxezi, nu vrei un Mortal Kombat, nu vrei ceva acțiune și ce vrei să stai liniștit pe canapea, să treci printr-o poveste la modul ăla. Și a venit momentul ăsta în care am dat de acest joc. În căutările mele zic, hai mă să jucăm ceva așa relaxat, că de asta cu Mortal Kombat avem și Mortal Kombat, avem și Robocop, am și Rambo pe ăsta, pe Mortal Kombat. Am citit cartea și dat un joc. Și ideea e că am luat acest Become Human și vreau să zic că Raluca n-a mai plecat de pe canapea, cam asta a fost ideea. Și de aici am început povestea și aș putea să fac un rezumat, e un joc când vrei să iei pauză un pic, când vrei să te uiți la un film de fapt, când vrei să treci printr-o poveste și să interacționezi direct tu, să fii tu în povestea respectivă. Suntem la joc, îi dăm drumul, începe cu un gagiu. E foarte bine realizat. E foarte bine, da. Atât, mai dăm voie să zic chestia asta. Aceeași misiunea asta, am făcut-o, am parcurs-o și eu și Bobo. Eu am fost genul care se duce în toate camerele, află toate informațiile, iese pe balcon și fetița, mă rog, ajunge de se sinucide. Tipul care amenință fetița se aruncă de pe bloc. Bobo nu s-a uitat în nicio cameră, a intrat și cumva a reușit să salveze fetița. Cam asta e. Deci depinde unde, ce alegi, cum alegi, dacă alegi să știi totul sau poate alegi să știi doar o parte. Bă, ce dracu, am avut situația să salvez peștele și l-am lăsat acolo. De ce l-ai lăsat? De proști, ce să mai lăsat. Păi stai puțin să plece doamna. Doamna e mama fetiței care e pe balcon. Deci începe, eu sunt un android care trebuie să salvezi o fetiță care a luat o statică. Da, ești un detectiv android. Fan Captain Allen. Nu, du-te la pește acum. N-a murit. Petre, stai, nu citi. Asta trebuie să-i spui. Nu mai poți să salvezi peștele. Asta e. Deci prima victimă. Deci prima victimă, frate, peștele, frate. Cât era, mă, luai peștele de jos, îl puneai la loc în acvariu și el îți mulțumea o viața lui de pește, care cât e? 10... Da, lasă-mă că e tensiune. 10 luni, cât trăiește un pește, mă rog, sau, mă rog, mai mult. Îți mulțumea de acolo, din acvariu, în fiecare dimineață. Dar el nu, a zis, lasă-mă, stai acolo. Vorbește cu capitanul Alain, prima oară. Da, Alain Delon. Alain, care e capitanul? Aici? Da, asta, gagiul ăsta. Top. Yeah, my name is Connor. I'm the android sent by Cyber Life. Nu-i place. E o problemă aici, că ăsta e android, ăla e om, ce cu androidul ăsta pe spatele meu, asta m-a întrebat mie astăzi, ăla e pe balcon cu fetița, ăsta e android, sunt înconjurat de inteligență artificială. Ce e, da? Cum îl cheamă? A, n-ai făcut asta data trecută. Nu. Pe oricum știam că ăsta nu-mi dă numele. Nici data trecută mai dată. Nu ți-a dat numele? I-a dat deactivation code acum. Nu i-a dat, mă, nimic. Nu i-a dat. Nu, i-a optat. Dacă ați încercat. Da. Eu aici îi dădeam mâna în față, dacă aveam opțiune. 48%? Da, a început să scadă treaba. A început altfel decât data trecută. Nu, stai puțin. Băi, ideea e că poți să-l joci de, nu știu, eu l-am încercat de 4 ori aceeași misiune și de fiecare dată am descoperit alte chestii. Poți să analizezi, de exemplu, aici cu pistolul chestii. Eu data trecută n-am făcut-o. Dacă îți place jocul ăsta și te prinde, fă asta. Adică vezi ce s-a întâmplat aici. Trebuie să te muți. Exact, triunghi. Ți-i apăsat. Și te duci în stânga acum. Reconstruct. E da, dracu, îți arată. Și acum reconstruiești cumva ce s-a întâmplat și realizezi că androidul a venit, a luat geanta de sus, a scăpat-o pe jos, a luat arma, bla bla bla. Și crezi, sunt informații de care ai nevoie ca să negociezi cu el mai târziu. Dar L2, bă, nu mai știe, bă, uite și tu, apasă pe amândouă în același timp, pe L2 și pe R2. Ori pe una, ori pe asta. Doamne ajută, să-i dea Dumnezeu sănătate, a reușit să apese doar pe una, bă. Eu am crezut că apasă pe amândouă și ne sună ăștia de la NASA, ne zice opriți-vă, opriți-vă că ați dat serverele peste cap. Ei, ce facem, mă? Te torci înapoi, băiatul, nenea, alo, șeful, te duci înapoi. Da. Da, da, scuze. Uite aici, fiat, ți-a apărut un X. Da. Și aici vezi filmul e rupt, tu trebuie să recreezi aici treaba. Înțelegi? Acum e filmul complet. Și acum recreezi tot filmul de la început. Deci a scos aia de acolo, a deschis geanta, a scos pistolul, bla bla bla. Înțelegi? Da. Și cum ies de aici? Așa. Ești așa. Am văzut, da. Deci asta acum ce știm? Ce am aflat cu această toată 51% șanse. Ai văzut? Doar că am important, văzut că a urcat 51%. Deci am aflat că Androidul a venit de bună voie. Unde e, mă? Unde e? Trăiar neamului. Deci fii atent, boss. Că am aflat că Androidul a venit și a venit cu intenția. A luat, a desfăcut geanta și-a luat pistolul. Ce faci? Te mai duci, verifici sau faci cu aia? Uite, e un nene mort acolo, l-ai văzut? Păi este tatăl fetiței. L-a omorât pe tasul? Da. Cine îi plătește pensia? Maică-sa, nu e că maică-sa e vie. Asta e. Vie, a trebuit omorâtă și măsa de la început. Te duci în camera copilului? Acum nu, vreau să mă duc la fată, să văd unde e pe balcon. Pe acolo. A, te duci direct la fată? Da, mă, da. Așa am făcut și de-a trecută. Eu m-am dus, am aflat toate informațiile. Omule, te merg, mă, mănâncă usturoi cu pumnul. Zi-mă cum ajung acolo pe balcon. Băi, da, ești chiar pe bune. Ia uite, vezi soldatul ăsta aici? Da. Faci stânga lângă el și te duci pe verandă. Da, așa, eu așa îi spun, verandă. E și e greu. Ia dați-mi, mă. Analyze. Ia. Nu, mă, e sânge dragi. De Android, bă, că e albastru. Nu te bă de aici. De aici începe show. Hop. Te-am pușcat trecută? Nu. No. Păi... Oh. Iată așa. De aici începe show, frate. Sniper, sniperi. Vine și elicopterul. I-a dat. What is your name? Daniel. That's the name they gave me. That was the case that they gave me. Stay back. E foarte supărat Androidul. Bă, ai scăzut dramatic față de data trecută, bă. Da, nu mai ce data trecută, că după aia lumea o să creadă că 35%, frate. Ia zi, ce faci? Calm. Mamă, nu cred că te duci pe direct. Ce ai dat? Simpatic. Simpatizez cu el. Oh, bravo, bravo. 37%. Am pușcă? Am pușcă? Nu știu. Îmi pare rău pentru fetiță. Blaming realistic. Please help me. No Ah, bună strategia asta, că acum se simte vinovat Androidul. Ce, da, e realistic? Realistic. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. Da-i-o! If I die, she dies. Bă, ești nebun. Nu cred, da. Petre, stai, nu citim-o. N-ai cum să mai salvezi fetița cum ai făcut data trecută. Nu mai am, mă? Ba da, ba da, a dus-o înapoi. Ce faci? Ține elicopterul? Da, da, nu țin aici. Nu, că vreau să o rezolv eu. Plecați cu elicopterul! Accept, accept. Păi nu, v-am zis să plecați. Lasă-mă să ducă, n-am nevoie de ăștia. Pleacă, bă, nene, cu pușca și coara, mai faci curent. Android, am trage curentul și... Legends, trust, bluff, rational. Listen, there are snipers on every roof. Let the hostage go, you have no other choice. Dacă trebuie să știți că... Ce faci, te duci mai aproape sau renunți? Give up! Trebuie să răspunzi repede, când îți apar opțiunile pe ecran, trebuie să apeși repede, că nu durează mult. Uite, m-am făcut altfel, bă, e altfel, e altă variantă, frate, cu totul, ești nebun? Eram alt om, Costi. Acum îmi place să omor fetițe. Ar fi atent de ajuns, că vrea să plece în afara orașului și după ce iese în afara orașului... Ce faci, mă? Salvezi fetițe. Și te-am pușcat? Da. Băi, al final, bă, ești nebun? A salvat fetița, frate, iar! A doua oară când o salvezi și omul a murit-o de 3 ori. Și-ai scăpat și tu, mă. Omul a murit-o de 3 ori. De 2 ori am jucat treaba asta, de 2 ori am băut vin și am salvat. Bine, mă, eu mor, mă. De fetiță e vorba, nu de mine. Eu oricum sunt un cibercop. Pe bune acum zic, este a 4-a oară sau a 5-a oară, nu mai știu, când văd asta, în aceeași misiune, e a 5-a oară, adică normal, n-ai cum, e genul de joc pe care îl poți să-l joci la nesfârșit, pentru că asta e altă variantă, n-am, știu că e altă variantă, fetița scapă, mă rog. Dar în varianta veche tu te-ai aruncat de pe bloc și fetița a scăpat. Am salvat-o? Eu în varianta mea nu, au sărit și fetița și domnul. Bă, erați aici, erați toți, am salvat fetița. Asta eu, am apăsat butoanele alea, nu știu. Omul a murit-o de 3 ori. Da. Da. Grafică excelentă. Da, grafică excelentă, povestea e gameplay, da, n-are eu să mai spun asta, e ca un film, adică apeși și după aia te uiți de jucat. Deci, bă, eu dacă ar fi să dau notă, aș da 10-10-10. Nu, și eu dau. Și eu dau 10-10-10, este un joc de jucat acasă. Dar e cu dar. Nu e pentru, uite cum acum, ai băut un vinuț și ai nevoie să joci ceva repede, să bubuie, să explodeze. Iar este un joc pe care nu-l recomand celor care au avut traume în copilărie. Da, adică dacă ești adult acum și știi că ai fost abuzat în copilărie de părinte sau și așa mai departe, nu-l juca pe ăsta, că s-ar putea să trezească în tine monștrii pe care ai îngropat de mult. Nu știu acum dacă face bine sau nu, dar vreau să zic, nu-l juca. E un joc destul de complicat. E complicat, e cu situații de viață la modul situații reale cumva, așa, adică gândite în sensul că... Și de fapt nu e joc, când zici joc, te gândești la joc. Nu știu, la ăsta niciodată nu m-am gândit la el ca la un joc. Dar la ce? Mi se pare că e tot timpul un fel de task, un fel de capcana minții. Nu, mă, nu, mi se pare că de câte ori dau drumul ăsta, trebuie să rezolv o problemă. E ca da, e așa, nu e ca atunci când am la FIFA, la... și mă relaxez. Da, nu e FIFA, nu e PUBG, nu e o chestie. Mă duc să salvez fetița, frate. Nu, și îți dă și o tensiune de asta în care, mamă, dacă greșesc chiar o mor și o să fiu dezamăgit că n-am luat... Da, te curci trist în seara aia. Unul la mână și doi la mână, nu știi când se te poate întâmpla treaba asta, în realitate, să rămâi tu singur cu androizii și să... Să zici... Nu știu, că nu mai aveam aici. Să rămâi tu singur cu Andrei, știu unde te-ai dus. Geacă în viitor, dar oricum... Ideea e că ăsta... Era plină casa de Android, doamnă. N-am avut ce să fac, au profitat de mine. Ăsta a făcut jocul David Cage, care e fratele lui Nicolas Cage. Nu știu asta. Dar ca idee, el pe asta... Băi, e bine că suntem în România și că nu suntem englezi, bă. Dacă eram englez și poate omul ăla se uita și la YouTube-ul ăla englezesc, știi, la americani acolo, și am dat zicea, băi, unul, Bob. A, care se uita pe canalul nostru din Anglia, yes, bravo. Yes, bravo, yes. Știi? Și zicea, there is this guy, Bob, who's selling that I'm with that my brother. Nu știu, că e în engleză. Ok, Bobo în engleză e Bob. Bob, da, Bobo. Look, he's and back. He's telling that I have a brother, and my brother is Nicolas Cage. I don't know that guy. Da, nu vă jucați jocul ăsta dacă aveți probleme cu Dan Negru. Da. Dacă sunteți liniștiți, da. Jucați-l, eu poveste. Băi, nu, eu am spus mai devreme. Băi, e foarte bun dacă ai jucat foarte multe jocuri de acțiune sau chestii cu poveste, cu bam-bam, explozii, nebuneală. Du-te acolo, cred că te ajută culoare. Jocul ăsta dacă cumva în viitor, într-adevăr, o să trăim într-o lume a androizilor sau bă, oarecum un fel de... Nu te ajută, mă, din punct de vedere. Bă, te ajută să înțelegi situații de viață, mă. Nu, mă, te ajută să... Băi, Costi, dacă în viitor vor fi androizi, tu știi că dacă îi apeși cerc sau X... Da, corect. Bravo, mă. La asta m-a referit. Eu, bă, apeși X. Cerc... Este ficțiune, dar nu-l recomandăm sub 18 ani în niciun fel. Și cred că oricum nici la 18 ani nu prea știi cu ce se mănâncă viața. Băi, eu le recomand oamenilor care n-au jucat în general jocuri. Spre exemplu, ăsta e genul de joc care te face să te îndrăgostești de partea asta de gameplay, de... Da, pe bune, mă. Consolă și așa mai departe, da. Deci eu n-am întâlnit un om care să... Sunt oameni care nu au treabă și spun chestia aia acum. N-am jucat, nu știu eu, cu asta, cu jocurile. Și le pui jocul ăsta și spun, interesant. Adică e apropie de zona asta de gaming, înțeleg zona asta de gaming. Pe de altă parte, nici nu pot să spun că mă dă pe spate faptul că trebuie să tratezi niște probleme care sunt de terapeut sau niște drame de-astea familiare sau... Nu mă dă pe spate asta, pentru că de ce nu s-ar fi făcut acum jocuri în care să tratezi micoza? Băi, tu ești doctor și... Mă, eu cu miză, mă. Povestea, întotdeauna, povestea e miză. Da, Costi, da, uite, de exemplu, există foarte mulți bărbați care au un testicul care n-a coborât. Așa, și? Și cum ar fi să faci un joc despre cum să cobori testiculul la bărbați? Păi, dar n-are logică. Da, e dreptate. Ok, și la final, băi, avea amândoi, erau egali. Băi, da, asta zic, și asta e un happy end. Adică asta înseamnă un happy end la un joc de genul ăsta. Nu, dar, la un dar revenind la idei. Băi, la un joc de genul ăsta, la final, o să vezi că e haos. Detroit Become Human e bine. Bă, grafică, e bine, da. E bine, dar trebuie luat ca atare, adică nu e un, adică să nu facem confuzii. Dacă vrei să joci Mortal Kombat. Eu tot ce vreau e ca lumea după ce vede Gamer și episodul ăsta să nu zică: ai, dragul Gamer și m-a pus să joc, mi-a mâncat zilele și nopțile. Am omorât fetița aia de 1000 de ori, de m-am dus cu lumânări, am făcut de 6 luni acum la aia mică. Da, bă, da, un an. Adică bă, ăsta e jocul. Adică te expui la asta, adică dacă vrei să intri într-o poveste puțin mai profundă, cu tot felul de drame și tot felul de nebuneri, iar la plus 50, jocul ăsta. Plus dacă 50. Vrei să te distrezi, te duci în altă direcție. Sau dacă plus vrei să... 50 ani, deci dacă ai peste 50 de ani plus, nu faci asta. De ce, mă? Nu merge? Îți jur, păi da, mă gândesc la mama când a murit Suleimani, a făcut de 6 luni, chiar i-au crezut. Da, nu te duci acolo, da, deci... Dacă încă poți să faci față la situații de genul ăsta, da, atunci nu omorâ fetița, unul la mână, salvează-o de fiecare dată. Și iar, nu este genul de joc de liei și îl joci când, băi, fraților, veniți în seara asta la mine, bem și noi ceva și la un moment dat punem Become Human. Da, frate, hai să o facem, bem o bere, nu merge. Nu e genul ăla de joc. Adică, și nu poți face split screen. Asta, da, e la modul, frate, am mers am băut o bere, 2, 3, 4 și la un moment dat am plâns. Pe la 4 dimineața plângeam. Că nu știu care... PS5? Sigur. Cum ți se pare? Nu știu, n-am dat seama. Pe ideal, mi se pare că joystick-ul e mai bine făcut. Mai ergonomic. Asta te întrebam, da. Asta da. Că e joystick-ul. Deci PS5-ul asta are în plus față de PS4, e joystick-ul mai... Joystick-ul e mai ergonomic. Că PS5 are joystick-uri. Am uitat să vă spunem, vine cu joystick incorporat. Adică cum? Nu m-ai certat pe mine 6 episoade de Gamer și că zice controller? Da, uite, ăla e joystick acolo. Da, mă, știu, controller. Păi și acum tu? Dar nici nu m-am uitat acolo. Tocmai tu. Știam, am zis controller. Eu mă uit tot timpul să văd cum arată joystick. Șarpe, controller, am zis. Băi, nu știu, deocamdată n-am descoperit ceva extrem de diferit. Ce, mă? Ăla zic, nu e joystick, că dacă îi dai cu... Dacă lungi... Uite, mă. Uite unde scrie Competition Pro. Uite, mă, lângă Thanos, lângă ăla de la... A, ăla de acolo. Mamă, Bobo, dar e și oboseala, bă. Da. Și vacanța asta îți face rău. Become Human 10-10-10 pe linie, Canadia Comăneci, adică 10-10-0. Mă rog, da, adică 10-10-10 în categoria lui de joc. Adică e pentru o anumită zonă, în anumite contexte, nu merge tot timpul. Dacă vrei pur și simplu să te distrezi într-o după amiază, Nu știu dacă asta o să fie. Nu cred, s-a terminat și episodul ăsta de Gamer și... Nu, nu, nu! Cade pe noi! Ce cade pe noi, mă? Bien, mă! A, finalul? Da, fac ei din grafică când se prăbușesc literele pe noi. Nu, ai vorbit cu ele, ai zis și lor asta? Nu, n-am vorbit, da, e mișto. Ok, bun, hai să o facem ca lumea, dar la început. Hai să facem la final. Da, deci... Tu vorbeai, wow. Tu vorbeai. Da, băi, deci nu e pentru toate momentele zilei, nu știu. Oh, nu poate, pot să crezi, s-a terminat și episodul ăsta de Gamer și cade pe noi! Suntem frații Gamer și, da? Frații Dragon. Dacă vrei să vezi mai multe review-uri pentru jocuri, uite-te la Gamer și când punem noi filmul Gamer și cu noi, frați. Hai și trage în ei. Dă un subscribe la canalul nostru, da, bravo! Gamer și frățioarei. Am înțeles pe inimă. Ce să mai luăm jocul? Ce deci să... dacă vreți să jucăm un joc anume... Pentru English, afrasă cerc. Comentarii și o să jucăm. Cerc. El e obosit acum. Yes. E bolnav, îl duc. Nu și-a luat alea, pastilele. nu și le-a luat. E obosit. Hai, Bobo. Hai, tată. Hai, că Capitan! Hai, lasă astea jos. Hai.